comida Da, asemenea fapte. Mulțumesc. nu avem o statistică exactă, dar în funcție de gravitatea faptelor se constată că pot merge și până la categorii de vârstă, până la 50 de ani, să zicem. Sunt acei autori de infracțiuni care sunt asta este modul lor de viață și cu toate consecințele, chiar dacă sunt condamnați, după ce se eliberează din penitenciare, acționează în același mod. Dar, după cum vă spunea și colegul de la Constanța, sunt din ce în ce mai mult se constată că autorii sunt minori și de cele mai multe ori sunt coordonați de majori, pentru că știu că minorii nu suportă consecințele unui major. Astfel, e un mod de operare de tur din locuință prin escaladarea geamului. Aici, marea majoritate sunt minori cu o constituție fizică astenică. Asta poate să pătrundă fie prin crăpătura unui geam, fie printr-un geam de la baie lăsat deschis. Dacă vorbim de mod de operare cu chei potrivite sau ruperea butucului de la el sau a celorlalte sisteme de siguranță, aici vorbim despre persoane majore, recidiviste în general, sau majore, dar care au beneficiat de învățătură, ca să-i spun așa, de la cei recidiviști. Pe modul de operare prin împrietenire sau celelalte care nu sunt atât de numeroase,